informație asistență, dragi deputați. Avem bucuria să vă salutăm cu prilejul sărbătoarei care a devenit deja o tradiție, sărbătoarea profesională, ziua sărbătorului. Onorată asistență, cu acest prilej, adunarea festivă dedicată ziua sărbătorului se declară deschisă. Cei care aveau stricta necesitate. Cu părere de rău la datorie și-au pierdut viața mulți salvatori din țara aceasta, nu sunt la curent cu situația din raionul nostru, dar știu că jertfiți cu sănătatea dumneavoastră zilnic. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a Ministerului Afacerilor Interne contribuie zilnic, 24 de ore din 24 la muncă. Dumneavoastră sunteți bărbații pe care se sprijină și de care se mândrește societatea noastră. Sunteți cei care în permanență dați dovadă de curaj, de atitudine, de bărbăție, de ingeniozitate, ori atunci când situațiile excepționale stau în fața dumneavoastră, nu stați să vă gândiți la sănătatea dumneavoastră, la corpul dumneavoastră. Vă gândiți cum să salvați o persoană care strigă ajutor. Pentru aceasta aveți astăzi tot respectul nostru și toată lumea bună, cred că conștientizează căci nu este posibil să activeze astăzi într-o societate fără echipa dumneavoastră, care deseori poate că stați în umbră, acolo la pichetul dumneavoastră, la sediul dumneavoastră. Dar când este o necesitate supremă, vă mobilizați, așa cum știți dumneavoastră mai bine, ca să ajungeți în oricare colț a raionului și, dacă e necesar, eu cred că și al țării. Sunt bucuroasă că dumneavoastră în ultimii ani colaborați cu Ambasada Americii, cu care vă reușește să construiți un edificiu măreț, zic eu, special pentru toată unitatea dumneavoastră. Și tare m-aș bucura dacă într-o bună zi aș vedea că acest edificiu de acum îl putem da în exploatare, ca să vă aflați în condiții mai bune, mai frumoase de activitate. Acest lucru, chiar dimineața am vorbit cu domnul Ilian, am înțeles că de grabă va deveni realitate.
Și de aceea zic, următoarea zi, ori următorul an, când veți serba această zi, noi vom merge cu întreaga comunitate la pichetul dumneavoastră, sau cum o numim, pichet, sau, eu știu... Unitate de misă. Așa. Deci, vom ajunge acolo pentru a sărbători sub un, așa, lângă o clădire renovată, cu condiții, așa cum ne dorim noi ca oricare instituție a statului să aibă un loc de muncă bun, un loc de muncă cu toate condițiile, nu doar că avem nevoie de ele, dar este de acum un imperativ al anilor ca toate locurile de muncă să fie amenajate bine, ca oamenii să se simtă bine, să aibă spațiu unde a ajuns și de odihnă și de muncă. Și sunt bucuroasă că toate acestea vor fi realitate astăzi. Astăzi am venit către dumneavoastră cu o surpriză din partea fanfarei președintelui, ca să luminăm cumva clipele dumneavoastră cu careva muzică frumoasă, dar până dumneavoastră vor interpreta, am să rog pe doamna Aliona Burican să vină să dea citire dispoziției președintelui pentru a putea să vă înmânăm câteva diplome, ori meritați din plin. Stimați sărbători, stimați mântuieri, cu permisiunea dumneavoastră o să dea citire dispoziția numărul 38 din 2 aprilie 2024 cu privire la decernarea diplomelor. În conformitate cu articolul 54 al anului 1 al legii privind administrația publică locală numărul 436 din 28 decembrie 2006, pentru un alt profesionalism, dedicație, responsabilitate și operativitate în acțiune, întreprinse, curaj, exigență, spirit de sacrificiu și performanțe demonstrate în timpul intervențiilor în situații de risc, cu prilejul zilei Salvatorului, dispun. Se decernează și doamna președintelui Daion Mântuitor, cum urmează domnul Cazar Filian. Mulțumim, doamna președinte, pentru
funcționările respective. Cu permisiunea de voastră, țin să ofer cuvânt doamnei Aurica Condrea, șef adjunct al Oficiului Teritorial de Cultură. Stimați salvatori și pompieri, astăzi este despre dumneavoastră. Cu ocazia acestei sărbători frumoase și importante pentru toată societatea, vă aducem un omagiu pentru curajul, pentru dedicația de care dați dovadă în fiecare zi, în fiecare oră. Dumneavoastră sunteți cei care, fără ezitare, salvați vieți omenești, fără a vă gândi la viața dumneavoastră personală. Vă urăm sincere felicitări, să aveți parte de multă sănătate, liniște sufletească, liniște în casele dumneavoastră și în pace, și în țară, și să aveți cât mai multe realizări frumoase și reușite în munca dumneavoastră deloc ușoară. Voi sunteți eroii noștri. Și cu această ocazie am deosebită plăcere să invit pe domnul Victor Șaptefraț, șef serviciul Unității de Salvatori și Pompieri Șoltenești, secția situații excepționale, pentru a vă mâna o diplomă de onoare din partea Guvernului Republicii Moldova pentru merite și activitate și profesionalism, curaj și deci e mai dragi colegi, pe parcursul anilor de independență, ne-am scris biografia în istoria țării și a neamului cu litere de aur, prin destinele frânte ale pompierilor căzuți la datorie, în lupta cu stichiile, apărând destoinic viața, proprietatea tuturor cetățenilor. În această zi deosebită, e datoria noastră să ne amintim de angajații Inspectoratul General pentru situații de urgență căzuți la datorie. Să cinstim un minut de reculegere pentru... Vă mulțumesc! Stimați colegi, ori de câte ori am fost solicitați de către cetățeni, am reușit să ne mobilizăm la maxim pentru a-i ajuta. Vă felicit cu sărbătoarea profesională și vă mulțumesc pentru devotamentul și curajul de care dați dovadă în munca de zi cu zi. Vă doresc să păstrați, să dezvoltați abilitățile respective în continuare, iar la solicitările cetățenilor să putem acorda un ajutor de calitate pentru a fi cetățeanul mulțumit. De numărate ori ați demonstrat profesionalism în activitatea cotidiană de la salvarea animalelor de la înălțime, la adâncime, până la misiuni complicate cu acordarea primului ajutor medical de calitate, extragerea persoanelor de sub dărâmături, incendii de proporții cu implicarea tuturor angajaților secției, iar la necesitate și a secțiilor din vecinătate, veterinarilor Inspectoratul General pentru situații de urgență și tuturor celor care au activat, dar n-au ajuns ca veterani, țin să le mulțumesc pentru activitatea care au desfășurat-o, chiar de la formarea serviciului protecției civile. Sincere felicitări pentru responsabilitatea și maturitatea care ați reușit în toate timpurile să-mi faceți datorie. Vreau să mulțumesc familiilor dumneavoastră care împărtășesc greutățile pe care le treceți în timpul onorării
obligațiilor de serviciu. Încă o dată felicitări, prilejul sărbătorii, vreau să dau citire ordinilor de menționare. Doamna președinte, să vă rog frumos să ne acordați un ajutor ca să mă numim respective. Extras din ordin numărul 23, efectiv în 25 martie 2024. Privire la stimulare. Pentru atitudine conștiincioasă exprimată în exercitarea obligațiilor de serviciu, performanța executorii, profesionalism și devotament demonstrat pe parcursul activității cu prilejul sărbătorii profesionale a salvatorilor și pompierilor de Republica Moldova, ziua salvatorului, ordon. Se menționează cu insignă salvator eminent, tonier, serviciu intern cu Lesnic Anatolie Ivan. Pentru situații de urgență al MAIE, tonierul major Dunai Serghei Petru. Tonier serviciu intern moral Nicolae Simion. Sărăiem cu Sergiu Ștefan. Se decernează cu diplomă de onoare a Direcției Situației Excepționale Municipiul Orhei, a IGSU, al MAIE, tonier major al Serviciului Intern, conjucar Vitalie Iurie. Sacrificiul și profesionalismul manifestat de-a lungul întregii activități, precum și prilejul sărbătorii profesionale a salvatorilor și pompierilor din Republica Moldova, ziua salvatorului, ordon. Se decernează diploma de merit a Inspectoratului General pentru situații de urgență al Ministerului Afacerilor Interne, domnului Morar Simeon Gheorghe, veteran al Direcției Situații Excepționale Municipiul Orhei. Thank you.
Adresez sincere mulțumiri. Pompierul Județ Salvator de Pompieri Jobănești, sergent al serviciului intern, Lupovici Andrean, pentru îndeplinirea conștiincioasă atribuțiilor de serviciu, rezultate înalte în activitate, profesionalism și devotament, în demonstrare, demonstrat parcursul activității și prilejul marcării sărbătorii profesionale Ziua Salvatorului. Vasile, pompier al Unității Salvator și pompier Jobănești, sergent al serviciului intern. Sergent al serviciului intern, Chiriac Victor. Serviți Republica Moldova. Acum surpriza noastră. Surpriza, da. Sărbătoarea o declarăm închisă. Ne bucurăm de surpriza prezentată sau organizată de către conducerea aparatului Raimond Șotăneș. Dar să îndeplinească ce
Unde trebuie 46?
Stimați colegi, eu vreau să mulțumesc gazdei pentru primire. Vreau să mulțumesc acestor minunați artiști. Eu aș spune emeriți, care mi-au făcut acest cadou pentru gazdă, pentru artiștii noștri. Un ghip-ghip! Ura!